Duminică seara, un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat faptul că în curtea unei case din municipiul Brad arde un autoturism. De urgență la fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu spumă și apă, precum și un echipaj smurd. Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor, fiind localizat și lichidat, fără a se propaga la restul autoturismului, iar intervenția promptă a pompierilor brădene a împiedicat totodată extinderea flăcărilor la locuința din imediată apropiere. Din fericire, nu au existat victime. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit la instalația electrică a autoturismului.